Având de învățătură despre post, dintre cele trei fapte despre care ni s-a vorbit în Sfânta Evanghelie, socotind că fapta cea mai bună a postului este prilejul, cel mai potrivit pentru vorbirea noastră de astăzi, înainte de a începe Marele Post, diavolul fraților creștini, care dintr-un început a invidiat și a vrășmășit neamul omenesc, nu încetează nici azi în zilele noastre lupta lui cu noi, ca să lipsească pe om de mântuirea ce i s-a dat prin patimă și prin moartea lui Iisus Hristos. El însăși, grăind inimilor oamenilor, pe unii sfătuiește spunându-le că postul nu este poruncă dată de Dumnezeu, că fiecare dintre noi este liber să mănânce, să bea cât va voi, ce va place și când va vrea, iar pe alții sfătuiește că postul va atâma sănătății și aduce multe feluri de boale. Iată, diavolul ne înșală pe unii și pe alții, cum a înșelat la început pe Eva și pe Adam. Postul este o poruncă dumnezeiască, și n-avem decât să ne gândim la porunca pe care a dat-o Dumnezeu celor dintâi oameni și le-a poruncit, spunând dumnezeiasca Scriptură Domnului Dumnezeului Adam, zicând: din toți pomii grădinei poți să mănânci, dar din pomul cunoștinței răului să nu mănânci, fiindcă în ziua în care vei mânca, vei și muri. Aceste cuvinte le-a zis: să nu mâncați. Nu este oare o poruncă apostolului? Dumnezeu ne-a dat această poruncă apostolului primilor oameni cu pedeapsă înfricoșată, zicând: în ziua în care veți mânca cu moarte, veți muri. Porunca apostolului a întărit-o Iisus Hristos în dumnezeiască sa pildă, postind 40 de zile și 40 de nopți și mustrându-i pe fățarnici care posteau fără niciun folos. I-a învățat, precum am auzit în Evanghelia de astăzi, chipul prin care se face postul bine și primit înaintea lui Dumnezeu. Așiși derea și sfinții apostoli nu au legiuit postul care era legiuit de la începutul lumii, cine amintește că ei de multe ori posteau și că mai înainte de orice lucru bun țineau un post și făceau rugăciuni, pentru că se cuvine ca și noi să postim și să ne îndeletnicim cu postul și cu rugăciunea orânduit prin sfintele canoane, vremurile în care se cuvine să postim. Iar una din această mare post începe chiar mâine și ține 40 de zile, postul Paștilor. Cei care fug de post temându-se să nu-și vateme sănătatea din pricina lui, sunt neștiutori și puțin credincioși. Neștiind ce înseamnă postul cu adevărat, ei socotesc că postul este îndreptare de la două, trei sau mai multe feluri de mâncare. Ei cred că noi când postim trebuie să colindăm pământul și marea, pământul ca să adunăm legume și roade, poame și alte lucruri ce cresc pentru mâncare, iar marea ca să aflăm scoi, stridii, raci și alte jvine care se află întrinsă. Mai crede ei că trebuie să gătim bucate uscate, sărate, ius, dulci și prin amestecarea acestora să facem mâncăruri multe și de multe feluri, un secund de lemne îndulcite cu miere, presărate cu miresme și în felul acesta să umple masa mai mult decât atunci când mâncăm carne. Apoi să mâncăm și să bem din aceasta peste măsură socotim că postim. Acest fel de post într-adevăr vatămă, fraților, pentru că bucatele ce s-au spus mai sus sunt a nevoie de mistui și cer multă băutură. Dar cine i-a învățat pe ei că postul înseamnă aceste multe feluri de bucate și multă mâncare,
Unde oare au citit și au auzit ei în Scriptură că cel care se îndreptează de carne și de pește, acela postește, chiar dacă mănâncă alte multe feluri de bucate? Altceva este postul, altceva este mâncarea cea multă. Postul este acela când cineva nu mănâncă nimic sau mănâncă o dată în zi un singur fel de mâncare și acel uscat. Când de dimineață până seara nu mănânci nimic, atunci cu adevărat postești. Când nimic altceva nu mănânci fără numai un fel de hrană, pâine sau verdeață sau poame sau legume, acestea fără îndulciri și fără unsori, atunci cu adevărat postești. Acest fel de post nu numai că nu vatămă nici de cum, ci folosește foarte mult trupului. Folosește pentru că trupului, pentru că îmbibarea cu mâncare este întotdeauna aducătoare de multe și mari suferințe trupești. Și folosește sufletul, că în urma înfrânării de la mâncare, multă cugetul omului se simte mult mai ușor, zboară cu mai multă ușurință către ziditorul său și simte multă bucurie a împlini voia lui Dumnezeu. Dar să ne fim înțeleși, când vorbim de un asemenea post, noi ne gândim că el trebuie ținut în chip pul acesta de oameni în vârstă, ale căror trup trebuie înfrânt prin post. Nu ne gândim la copii și tineretul nostru, a căror trup este în creștere, nu în abatere spre păcat, care trebuie hrăniți cu hrană trebuitoare creșterilor. Copiii până la 7 ani nu vor fi supuși la post ca oameni în vârstă, și mai cu seamă ei nu vor fi îndepărtați de la ouă și lapte, iar câți ne apropiem cu râvnă de postire de acest post sau oricare altul, să fim cu luare aminte că și în timpul postirii noastre, diavolul săgetiază împotriva noastră mereu vârtos decât împotriva oricărui, silindu-ne și silindu-se mereu să ne rănească sufletul, să facă neroditoare osteneala postului nostru, să dește în mintea noastră luarea minte, căutând să ne înduplece, să trecem cu vederea celelalte fapte bune. De aceea cei care se lasă robiți de pofte și de patim, atunci când ponesc în lăuntru harul și răsplata postului, unul postește, dar se ceartă și se judecă fără dreptate cu fratele său, altul postește, dar se mânie și ocărăște și bate și necăjește pe cel neputincios. Acest fel de post nu este primit înaintea lui Dumnezeu. Nu acest post am ales eu, zice Dumnezeu. Acel postește, dar ține strâmb zapipsele nedreptății. Are stomacul gol de hrană, dar inima e plină de nemilostenie. Nu acest post am ales, zice Dumnezeu, dacă postești într-adevăr, în chip dacă vei încovoia, zice Dumnezeu prin prorocul Isaia, ca un belșug rumasul tău și sac și cenușe vei așterne sub tine. Acesta va fi postul cel primit, a cărui să fie slava, cinstea, închinăciunea, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.